Face să rog, vă reamintesc. Am citit în dimineața aceasta un cuvânt pe care l-ați auzit de foarte multe ori citindu-se, poate că de 4-5 ori pe an, cel puțin, citim cuvântul acesta, pe care Apostolul Pavel l-a scris fraților din Corint, încercând să îndrepte unele lucruri care trebuiau îndreptate de grabă în viața bisericii de acum. Duhul Sfânt a găsit cu cale că acest cuvânt trebuie să fie auzit, înțeles și împlinit de creștini de-a lungul viatului. Dimineața aceasta eu n-am să vă spun noutăți din el, dar de la început am să vă spun că am în vedere trei idei de bază. Mai întâi de toate, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri privitoare la semnificația acestei lucrări. În al doilea rând, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri privitoare la condițiile sau la pregătirea noastră în vederea participării. Și în al treilea rând, aș vrea să împărtășesc câteva gânduri cu privire la ziua aceasta în care sărbătorim împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Pregătirea este una în vederea sărbătorii și sărbătorirea sărbătorii respective este un alt aspect. Apostolul Pavel spunea prin Duhul Sfânt, fraților, ceea ce eu v-am învățat, implicit ceea ce eu vă scriu acum, este ceea ce am primit de la Domnul. Măcar că Pavel era un om învățat, măcar că el cunoștea scripturile Vechiului Testament la literă, măcar că a avut parte în formarea lui ca viitor rabin de educație aleasă de învățători de frunte, unul dintre ei, probabil cel mai de seamă învățător din vremea aceea, va fi fost Gamaliel. Apostolul Pavel, ceea ce scrie, scrie din ceea ce a primit de la Domnul. Nu din auzite de la unii sau de la alții și nu pe baza concluziilor personale. Domnul i-a descoperit aceste lucruri. Mai bine toate spune că Domnul, atunci când a fost vândut, a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și apoi s-a apropiat de ucenicii săi și a zis, luați, mâncați. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. În seara aceea de neuitat, când Mântuitorul Iisus se răba pentru a treia sau poate pentru a patra oară împreună cu ucenicii, sărbătoarea Vechiului Testament, a așezat bazele acestei sărbători pe care noi o sărbătorim astăzi. Când a luat în mâinile sale pâinea, când a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl, când a frânt-o și s-a apropiat de ucenici, eu cred că el era singurul care înțelegea adevărata semnificație a gestului său. Cei 12 ucenici care încă erau acolo, la oaltă, îl priveau pe Domnul și poate că nu înțelegeau tot ce se întâmplă. Cu siguranță că nu înțelegeau tot ceea ce se întâmplă. Dar Domnul, frângând pâinea, știa că așa se va frânge trupul lui. Știa că noaptea aceea el urmează să fie vândut. Și cu toate acestea a găsit în el puterea, tăria de a mulțumi lui Dumnezeu. Dimineața aceasta mă uitam prin Cuvântul Sfânt și mi-am adus aminte de un cuvânt pe care Apostolul Pavel a cuprins în epistola lui către Filipeni, în capitolul 2, versetul al 8-lea. Vorbind despre Domnul Iisus, el spune că Iisus s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cugetând asupra acestui verset, vă mărturisesc că am fost foarte cercetat, foarte puternic cercetat, înțelegând că ascultarea Domnului Iisus a mers până la capăt.
Și Duhul Sfânt, folosindu-se de gândurile cugetului meu, mi-a pus întrebarea, ascultarea ta de Dumnezeu, oare până unde merge? Atunci când mergi la spital, la urgență, cu o durere în trupul tău, cei care fac triajul obișnuiesc să te întrebe, pe o scară imaginară de la 0 la 10, durerea ta unde se plasează? Și ca să accesezi mai repede să vezi un medic, poate că mai pui vreo 2-3 puncte, durerea ta poate că e pe scara 3, dar zici 5 sau 6. Ascultarea ta de Dumnezeu, pe o scară imaginară, de la 0 la 10, 0 însemnând neascultare, și 10 însemnând ascultare până la moarte și încă moarte de cruce. Ascultarea mea și ascultarea ta, oare unde ai putea să o plasezi? Și aici nu-i bine să fii generos, să pui puncte în plus, când realitatea este alta. Pentru că cel care stă în fața ta te știe mai bine decât te știi tu. Am zis, Doamne, ascultarea mea de Tine câteodată este așa de jos pe scara aceasta. Câteodată parcă este mai sus. Dar de dorit ar fi să fie la maximum. Pentru că Hristos este pilda și exemplul nostru. Domnul să ne ajute la aceasta. Ascultarea unor creștini, să știți, de Dumnezeu merge până la punctul în care Dumnezeu le-ar cere ceva ce nu le este pe plac. Ascultarea altora de Dumnezeu merge până la punctul în care ar trebui să rabde ceva pentru Dumnezeu și ar da, nu ne este pe plac. Știți de ce avem probleme la capitolul ascultării? Pentru că nu facem ceea ce a făcut Domnul Iisus. În acel verset 8 din Filipeni 2, Pavel spunea, s-a smerit și s-a făcut ascultător. Când încerci să fii ascultător, fără să treci prin școala smereniei, ai dificultăți și nu ajungi prea departe. Dar atunci când începi și pui bazele așa cum trebuie, începi prin a te smeri, prin a recunoaște că Dumnezeu știe de ce îngăduie și ce îngăduie peste tine este îngăduit cu un anume scop. Când știi că Dumnezeu este în control, atunci te poți smeri și smerindu-te poți să fii ascultător și ascultarea ta va crește și se va semui cu ascultarea de Tatăl a Domnului Iisus. Doamne, ajută-ne pe tot aceasta. Amin. Mântuitorul Iisus le-a spus ucenicilor în seara aceea, după ce a mulțumit lui Dumnezeu Tatăl, după ce a binecuvântat azima aceea pe care o luase în mâinile sale sfinte, a frânt-o și le-a spus, luați și mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Nu le-a spus de câte ori trebuie să facă lucrul acesta. Dar primii creștini din biserica primară din Ierusalim au luat în modul cel mai serios cu putință cuvintele Domnului Iisus, purtate mai departe de apostolii care au rămas credincioși învățăturii Mântuitorului și au sărbătorit această sărbătoare foarte des. Pentru creștinii aceia era foarte limpede faptul că azima care se frânge în urma rugăciunii de binecuvântare reprezintă trupul Domnului Iisus. Pentru ei era foarte evident că paharul cu rodul viței peste care a fost cerută prin rugăciune binecuvântarea Tatălui reprezintă sângele care s-a vărsat la Golgota pentru răscumpărarea noastră. Sângele care pecetuiește legământul cel nou. Și legământul cel nou este așezat pe făgăduințe nespus mai bune, spune autorul Epistolei către Evrei. Când am participat la întâlnirile de catecheză, eu cred că am insistat pentru candidații de botez, încercând să-i ajute să înțeleagă cât de important este trupul Domnului Iisus și sângele Domnului Iisus. Au trecut 2 săptămâni de când am avut acest minunat eveniment în mijlocul nostru. 2 săptămâni de când 5 suflete au pășit îmbrăcate în alb, în haina botezului. Aici, în apa botezului, au pășit și au mărturisit credință. Astăzi este prima lor ocazie de a se împărtăși din trupul și din sângele Domnului Iisus. Le reamintesc astăzi celor 5 și reamintesc bisericii. Azima care se frânge reprezintă trupul Domnului Iisus.
Ne vorbește frângerea pâinii despre frângerea trupului Domnului Iisus pe crucea din dealul Golgotei. Și rodul viței care este împărțit printre noi în urma rugăciunii de binecuvântare reprezintă sângele cu care Dumnezeu ne-a răscumpărat pe noi. Sângele care ne curățește pe noi de orice păcat. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Însă cu privire la împărtășire, la condițiile în care un credincios poate să se împărtășească, am ajuns la concluzia că în vremea aceasta există o mulțime de învățături de tot felul printre cei ce poartă numele de creștini. În ultima vreme face ravagii foarte mari prin bisericile locale, învățătura potrivit căreia slujitorii lui Dumnezeu n-ar avea dreptul și autoritatea și chemarea atunci când situația o impune să ia măsuri disciplinare asupra vreunora din membrii bisericii. Predicatori mai mici sau mai mari, cu faimă mai multă sau cu faimă mai puțină, vin și spun, este limpede scris, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Este responsabilitatea credinciosului să se pregătească, să se cerceteze, să vadă dacă poate întinde mâna sau dacă nu poate întinde mâna. Numai că vieții predicatori uită că înainte de a scrie patru cuvintele acestea, în capitolul 5, le-a spus să măture aluatul din mijlocul lor și să sprăznuiască sărbătoarea sau pravnicul acesta cu azimile curăției. După ce s-a făcut această rânduială care poate că sfida bunul simț și învățătura bisericii de atunci, după ce slujitorii bisericii urmau să se achite de responsabilitatea de a veghea asupra turmei și de a spune așa, sau așa, sau așa, sau așa, abia după aceea rămâne la latitudinea credinciosului să se cerceteze cu privire la acele lucruri care poate sunt în taina inimii purtate, acele lucruri care poate sunt petrecute între cei patru pereți ai casei sale, pe care poate soția nu le divulgă, copiii nu le spun. Lucrurile acelea pe care le face atunci când se duc toți din casa lui la culcare, poate și îngăduie câte ceva care n-ar trebui. Ei bine, cu privire la acele lucruri care nu sunt cunoscute, cu privire la acele lucruri vine acest cuvânt al Apostolului Pavel și spune fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Pentru că vine cuvântul Domnului apoi și spune că oricine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. S-a spus aici, în repetate rânduri, că săptămâna dinaintea împărtășirii cu trupul și sângele Domnului este o săptămână de luptă. O săptămână de frământare, de alergare, de zbucium. Simți că vin loviturile mai des decât vin în săptămânile celelalte. Pentru că vrăjmașul se stădește să te țină departe, dacă este cu putință, de împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Pentru că el știe mai bine decât mine și mai bine decât tine că în această împărtășire, dacă este făcută după voia lui Dumnezeu, există putere. Și întinzând mâna și împărtășindu-te, tu capezi putere de sus și viață din viața Fiului lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. De aceea, perioada aceasta de pregătire pe care noi o sugerăm mereu și le spunem la frați să se pregătească în vederea împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Este un minunat prilej, dragii mei, să stăm de vorbă cu Domnul, să ne cercetăm viața, să spunem, Doamne, uite la capitolul acesta am falimentat, m-am aprins de iuțime, mi-am pierdut controlul, am spus un lucru pe care nu trebuia să-l spun și îmi pare rău. Am dovedit o atitudine care nu era după voia ta și îmi pare rău. Și aș vrea să vă spun un lucru. Dacă le spunem aceste lucruri cu căință Tatălui nostru Ceresc, prin puterea curățitoare a sângelui Domnului Iisus, El ne iartă și ne curățește. Știți când ne iartă? Atunci când ne cerem iertare cu căință. Poate că semenul tău ți-a greșit odată cu ceva, tu știi că trebuie să-l ierți, dar ai nevoie de 5 ani până să se cicatrizează rana și nu-l poți ierta timp de 5 ani. Și dacă îl ierți, spui că îl ierți, dacă jumătate de gură, îl uiți, aș vrea să vă spun, Dumnezeu ne iartă și ne curățește de fiecare lucru în momentul în care ne căim cu adevărat de El.
pe momentul în care spunem, Doamne, îmi pare rău de lucrul acesta, curățește-mă de el. Și de orice consecință pe care el ar putea să o aducă asupra relației mele cu tine, asupra stării inimii mele, în momentul acela, dacă Dumnezeu vede căință în inima noastră, ne curățește de lucrul acela. Nu prea sunt de acord cu rugăciunile de tipul, Doamne, dacă eu ți-am greșit cu ceva, te rog să mă ierți. Iertați-mă, dragii mei, dar omul care spune așa ceva în rugăciunea lui Dumnezeu, mai întâi de toate, dovedește că nu-i sigur dacă o greșit sau dacă nu o greșit. Doamne, dacă Tu știi că ar fi și eu nu știu nimica, ce pocăință, ce părere de rău e aia când Tu, de fapt, spui că nu știi nimica, dar dacă ar putea fi ceva, vezi, Doamne, rezolvă-și problema aceea. Cred cu tărie că trebuie să ne cerem iertare pentru fiecare lucru pe care îl conștientizăm. Pentru cuvântul apăsat spus soției. Pentru, mai știu eu, un cuvânt nepotrivit rostit la adresa unui coleg de lucru. Sau, poate în trafic, când ești la volan. Nu toți conduc după stilul tău de condus. Acum, fac aici o paranteză. Vreau să vă spun, eu împart șoferi în trei categorii. În prima categorie îi pun pe cei care conduc repede, repede și nu respectă mai nimic. În a doua categorie îi includ pe cei care se mișcă încet de parcă dorm la volan. Și în a treia categorie sunt eu. Adică nici de unii, nici de alții nu-mi place. Toți ar trebui să conduc așa ca mine. Dacă nu conduc ca mine, atunci mai zică-te ceva mai. Să-mi iertați, dar lucrurile acestea ar trebui îndreptate și în viața mea și în viața dumneavoastră. Spuneam că trebuie să ne pregătim. Ar trebui în ziua, în săptămâna de dinainte a împărtășirii cu trupul și sângele Domnului să căutăm fața Domnului mai mult decât de obicei. Ar trebui să ne adâncim mai mult decât de obicei în cuvântul Scripturilor și în rugăciune. Ar trebui să stăm de vorbă cu Domnul, să-L întrebăm, Doamne, ce-a mai rămas? Doamne, eu știu despre lucrul ăsta, despre ăsta și despre ăsta și despre celălalt. Și dacă după ce ai enumerat toate lucrurile pe care Tu le știi, te gândești că ar mai putea fi ceva de care chiar nu ți-aduce aminte, atunci să zici ca David, Doamne, iartă-mă și de păcatele făcute din neștiință. Dar după ce ți-ai cerut iertare de la Dumnezeu despre păcate sau pentru păcatele de care aveai știință, abia la urmă să vii cu alelalte, dacă sunt din neștiință. Cu privire la ziua aceasta specială, psalmistul zicea așa de minunat în vechime, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Și eu întăresc lucrul acesta spunând, aceasta este ziua respectivă. Este ziua în care ne putem apropia de Domnul într-un mod aparte, să stăm cu El. El a spus, mi-am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi. Și cred că El se bucură ori de câte ori. Biserica Lui răscumpărată cu sânge sfânt servează împărtășirea cu trupul și sângele Lui. Dar aș vrea să spun, dragul meu, un lucru. Dacă te-ai pregătit o săptămână întreagă, bine ai făcut. Dar aș vrea să spun că și ziua de astăzi este sau trebuie să fie o zi specială. Săptămâna aceasta am dat peste un cuvânt care mi-a dat mult de gândit. Am să-l citesc. Isaia 58, versetul 11. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Versetul 13, iertați-mă. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, ca să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta ca să-L sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedădându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Cineva ar putea spune aici, foarte corect, frate, pasajul acesta se referă la ziua de sabat. Dar eu aș pune întrebarea, ce este mai importantă? Ziua de sabat
sau ziua când biserica locală se apropie și se împărtășește cu trupul și sângele Domnului. Dacă ziua de sabat reclama o asemenea pregătire, dați-mi voie să vă spun cu deplină încredințare, ziua în care se servează în biserică cina Domnului trebuie să aibă standarde mai înalte. Mai înalte. E o zi mai deosebită, e o zi specială, dragii mei. E un praznic, e o sărbătoare. Sunt câteva lucruri la care aș vrea să vă provoc să meditați. Provoc în sensul pozitiv. Dacă îți vei opri piciorul în ziua respectivă, să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă, zice prorocul din partea lui Dumnezeu. Mă dați-mi voie să vă spun, în expresia gusturile tale, nu sunt cuprinse lucrurile vinovate și păcătoase. Pentru că lucrurile acelea sunt contraindicate creștinului în oricare zi din săptămână. N-are săptămâna o zi în care Dumnezeu să-ți îngăduie ție să-ți faci gusturile care sunt vinovate și păcătoase. Nu. Acelea care sunt vinovate și păcătoase trebuie să stea departe de noi. Aici, ceea ce spune Duhul Profetic prin Isaia se referă la acele lucruri care în ele însele n-ar fi rele, n-ar fi păcătoase, pe care le poți face luni, marți, miercuri, joi, vineri, Dumnezeu îți îngăduie. Dar în ziua cea sfântă, Dumnezeu se așteaptă ca lucrurile acelea tu să le lași deoparte. Îți place de bună oară pescuitul. A pescui, dacă ai permis, bineînțeles, nu e un lucru păcătos în sine. Dacă mergi luni la pescuit, Dumnezeu nu se supără pe tine. Dacă mergi marțea la pescuit, Dumnezeu nu se supără pe tine. Miercuri, joi, vineri. Dar dacă tu îți faci gusturile tale, în ziua în care Domnul ar trebui să fie despătarea ta, atunci Dumnezeu nu se uită cu orgoliu la lucrul acela. Dacă îți place să voi inerești prin mall, să te uiți la prețuri, pe la toate hainele și oalele și ce mai fi pe acolo, fă o luni, fă o marți, fă o miercuri, joi, vineri. Sâmbătă chiar, poate sâmbătă nu-i chiar bine. Dar nu fă lucrul ăsta duminica. Și mai ales când e duminica cinei. Frații mei, surorile mele, poate nu vă plac lucrurile acestea. Vreau să spun un lucru. Nu știu câtă vreme o să mai am dreptul să vă vorbesc. S-ar putea vremea aceea să fie foarte scurtă. Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut niște lucruri. Și dacă de la El vin, s-ar putea lucrurile mult să se schimbe în viitor. Voi avea o întâlnire cu un grup de frați. N-am vrut să vă spun lucrul ăsta. Voi avea o întâlnire cu un grup de frați. Slujitori. Și în urma acestor discuții care vor fi purtate, se va lua o decizie. Fratele Gicu, la ora de rugăciune, nu știu dacă știa bine ce spun. Dar pentru mine săptămâna aceasta a fost o săptămână de zbucium și de luptă. Și ziua și noaptea. Nu știu. Va veni vremea în care biserica va fi obligată să coopereze cu statul. Pe niște baze care ne vor închide gura la mulți slujitori. De aceea, câtă vreme mai pot să vă vorbesc, vreau să vă spun adevărul. Și dacă luați aminte, bine, dacă nu luați aminte, fiecare răspunde pentru ceea ce face. În ziua Domnului, nu-ți fă gusturile tale. În ziua Domnului, nu urma căile tale. Sfințește-L pe Domnul în ziua aceasta într-un mod în care n-ai făcut-o în timpul săptămânii. Te-ai rugat în timpul săptămânii de câte ori te-ai așezat la masă. Te-ai rugat când te-ai dus la culcare. Peste zi, dacă ai plecat în vreo călătorie, poate te-ai rugat. Dar ziua aceasta, care este ziua împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, să fie pentru mine și pentru tine o zi specială. O zi în care să-L cinstești pe Domnul cu tot ce poți și în ziua de astăzi, El să-ți fie desfătarea ta. Neîndeletnicindu-te cu treburile tale, dacă gusturile au de-a face cu
să zicem, fantezii, lucruri de mai puțină importanță. Regulile tale sunt acele lucruri care încearcă să te convingă că sunt importante și că trebuie să le faci, chiar dacă este duminică, chiar dacă este ziua Domnului și chiar dacă se servează în biserică cina Domnului. Și programul nostru peste săptămână este așa de încărcat, încât mereu la capătul săptămânii descoperim că ne-au mai rămas lucruri de rezolvat. Poate să schimb cauciucul la mașină, că se apropie termenul și dacă te prinde poliția, te amendează. Poate să schimbi uleiul, poate să faci și niște reparații acasă la tine. Aș vrea să vă spun, dragii mei, în ziua Domnului, ar trebui să evităm să facem orice fel de lucrare. Singura noastră preocupare ar fi căutarea feței Domnului într-o asemenea zi. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și mai este un lucru pe care Domnul îl spune prin proroc. Un lucru de care să te ferești cât poți în ziua Domnului. Să nu te lași prins în flecării. Flecările sunt vorbele acelea care n-au nicio importanță, care sunt spuse doar de dragul de a fi auzit. Așa. Ar trebui să fim cu luarea minte la felul în care noi vorbim. Și acum, dacă trebuie să fiu deschis, ar trebui să vă spun că acest cuvânt mi se potrivește tare bine mie. Ăsta vine chiar în dreptul meu. Pentru că voi mă cunoașteți. Știți că vorbesc mult. Și de multe ori îmi dau seama că am spus și lucruri care nu trebuiau spuse. Dacă ar trebui să tai afară toate lucrurile pe care le-am spus și nu erau de folos și să păstrez numai lucrurile pe care le-am spus cu folos, atunci probabil că mi-aș reduce vorbirea la 10% sau poate chiar la 5%. Frații mei, surorile mele, suntem chemați să ne pregătim în vederea împărtășirii cu trupul și sângele Domnului. Pregătirea aceasta înseamnă să aducem la cunoștința Lui toate acele lucruri despre care descoperim că le-am făcut și nu sunt pe plac. Și apoi, cum spuneam, în ziua aceasta ar trebui să avem o atenție deosebită. Cum umblăm, cum vorbim, cum gândim. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să aibă milă de noi, să ne curățească și să rămână bucuria și nădejdea vieții noastre. Amin. Cine are dreptul să se împărtășească? Au dreptul să se împărtășească aceia care au încheiat în mod conștient legământ cu Domnul în apa botezului. Cineva ar putea să spună, eu când am fost mic, tu știi? Nu, mi-au spus alții. Dacă spun alții e una și dacă ai spus tu cu gura ta, e alta. Cuvântul lui Dumnezeu spune limpede, clar, dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn. Eu peste cuvântul ăsta nu pot să trec. Cine trece, este treaba lui. Eu nu pot să trec. Există slujitori care dau cina Domnului la toți cei care intră în clădirea bisericii, indiferent dacă sunt botezați, dacă nu sunt botezați, dacă sunt certați cu legea, indiferent de ce stare. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus a instituit cina Domnului într-o seară în care era cu ucenicii Lui. Ar fi putut să o instituie într-una din zile când se afla pe malul Mării Galilei. Când în jurul Lui erau 5.000 de oameni, de bărbați, afară de femei și copii. Ar fi putut să o instituie într-una din zile de sărbătoare când se găsea în incinta templului. Dar pentru ca să ne arate nouă că cina Domnului este o lucrare deosebită, rezervată celor care fac parte din trupul Domnului Iisus, biserica. El a instituit-o atunci când se afla într-un moment intim, în cadrul acela, doar cu ucenicii Săi. Dincolo de toate acestea, rămâne cercetarea personală. Dacă cercetării tale simți că mai lipsește ceva, în rugăciunea care urmează, ai oportunitatea să stai înaintea Domnului. Să-i spui lui tot ceea ce trebuia să-i spui și poate că ai tot ocolit. Aș vrea în această rugăciune să stăm înaintea Domnului, să-i cerem iertare pentru toate lucrurile. Apoi, în urma acestei rugăciuni de cercetare, fratele Mircea se va ruga pentru azimă, eu mă voi ruga pentru rodul viței.
Și după aceste rugăciuni de binecuvântare, cei ce se împărtășesc rămân mai departe pe genunchi, se roagă Domnului, iar ceilalți se ocupă locul de scaune. Mulțumesc!